Am ținut foarte mult să mă arăt acest moment, este un moment foarte important. De fapt, punem punct și o luăm de la capă. Și vreau să fac acest anunț de care mă pregătesc de ani de zile. Stimați invitați, stimați reprezentanți ai instituțiilor, stimați colegi, de astăzi sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Covasna devine operațional. Subliniez că e vorba de sistem, nu numai de centru de management. De obicei se face o confuzie. E una să funcționeze centrul și alta să funcționeze întreg sistemul. Și vreau să dau cuvântul pe domnul Baba Șandor, președintele Consiliului Județean, pentru că trebuie să știți minimum 3 aspecte. Aș putea să vă spun mai multe de 3 aspecte. Consiliul Județean este beneficiarul acestui proiect. E foarte important, a cofinanțat întregul proiect. Deci, lucrul ăsta se uită, niciunul alte din județul cum asta nu a trebuit să scoate bani din buzunar pentru cofinanțarea acestui proiect în alte județe, în schimb, da? Și vreau să-i mulțumesc pentru încrederea pe care a avut în ADI și în UI. Probabil că cei cetățenii din județ, nu toți știu în amănunte ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, pentru că aș vrea să vă informez că este, suntem la o inaugurare sau la o aniversare de 10 ani de zile de când am început realocarea sau regândirea sistemului de gestionare a deșeurilor. Suntem la 10 ani, de 10 ani de muncă. Dar am pus suflet pentru că este vorba despre pământul nostru natal, despre viitorul pământului nostru natal. Probabil că toți știu și de asta, de aceea am și formulat și în Ungurești, probabil este un pas mic pentru cetățenii din localitățile din județul, dar este un pas mare, este un pas important pentru județul nostru. Pentru că am rezolvat, cred și sper că am rezolvat pe un termen de 35-40 de ani problema gestionării deșeurilor în județul Covasna. Deci aș vrea să vă informez, mai ales invitații noștri care ne-au onorat cu prezența, toate poate că sunt prezent în asociație, minus orașul Paraon, când unde am avut un primar pe vremuri care era împotriva, probabil, dacă vreau să fiu eufemistic, să vorbesc împotriva bunii, ceea ce am ajutat pe dânsul. Însă, și fără dânsul, am reușit acest pas important. Cum s-a rostit, este un proiect implementat de Consiliul Județean Covasna. Este vorba despre un proiect finalizat mai mult de aproape 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană, din fonduri europene, 3,1 milioane de euro din partea bugetului de stat și 2,3 milioane de euro din bugetul Consiliului Județean Covasna. De altfel, Consiliul Județean Covasna a preluat povara de la fiecare localitate, de la fiecare UAP. Deci, nici o localitate, nici un UAP nu a trebuit să contribuie, pentru că noi am plătit și locul lor. Prin proiectul nostru, prin acest sistem de management integrat a deșeurilor, am închis toate depozitele neconforme, nu numai la sate, ci și în 4 orașe, în Dostra Buzăului, Covasna, Târgu Steguiesc și în Sfântul Iorghe. Am finalizat acest centru de management, care cuprinde stații de sortare, stații de compostare și un depozit ecologic aici unde suntem, și o stație de transfer în Târgu Steguiesc, care, tot așa, în zilele care urmează, se va pune în funcție. Aș vrea să mulțumesc celor 3 miniștri care au fost și sunt în poziții care efectiv au contribuit, domnul ministru Bordi, domnul ministru Bordelasco, domnul ministru Borodiatica și doamna ministru Graciela Gabrescu, care este și momentan în funcție, care efectiv ne-au ajutat. Au fost și alții niște întâlniri în 10 ani de zile, vă dați seama, dar pe cei care am ajutat, într-adevăr, au contribuit.
și au, ne-au sprijinit în, în toate demersurile noastre în a finaliza acest proiect. Totodată și colegilor mei de la Consiliul Județean Covasna, care toți au contribuit, și echipe condusă de domnul președinte Andrus Șoșer, echipei care și momentan pun suflet în, această investiție. La final, aș mai vrea să vă promit, am discutat cu domnul Andrus acest aspect, aș vrea să vă promit că suntem deciși și avem și finanțat, avem și buget pentru a dezvolta această stație sau acest sistem întreg în județul nostru, dacă se poate din bani europeni, dacă nu, nu știe, bani nu știe, dar cu siguranță suntem dispuși ca să punem în continuare umărul pentru dezvoltare. Și, totodată, aș vrea să mulțumesc firmei EcoVictor, să mulțumesc lui Tărmas, o să vedem cum funcționează. Eu cred că o să funcționeze, pentru că funcționează și în Oradea. Dar aș vrea să mulțumesc prima dată pentru angajări, că am creat 24 de locuri noi de muncă. Nu prea mai am ce să spun, că ați zis dumneavoastră ce urma să spun, dar oricum, într-o lume modernă, trăim acest paradox, deși ar trebui să avem un mediu curat și foarte curat, iată că suntem mai dezordonați ca nici noi și din această perspectivă, un astfel de proiect nu este doar important, ci esențial pentru viața noastră de toate zilele. Am avut ocazia cu domnul președinte să urmăresc acest proiect chiar de la inițierea lui și chiar și atunci când ajunsese în acel impas când proiectul comun cu Harghita a căzut, chiar îmi puneam problema dacă va mai funcționa. Pe de altă parte, mă simt bucuros și eu să pot face parte din acest proiect cu puținul pe care l-am putut aduce noi și, într-adevăr, a existat o colaborare foarte bună pe acest proiect. Chiar aș spune că dacă toate proiectele ar beneficia de o astfel de colaborare în toate domeniile, lucrurile ar merge probabil mult, mult mai bine. Deci este un exemplu și din acest punct de vedere. Nu o să vă mai rețin, dar vreau să punctez faptul că poate n-am ajuns la sfârșit cu acest proiect și eu îl văd ca pe un început și sper din toată inima să funcționeze, pentru că este, fără a folosi un clișeu, important și foarte important pentru cetățenii județului Covasna și asta este primordial. Felicit și eu pe toți cei care au pus numărul la realizarea acestui proiect și mult succes! Deci, așa cum am precizat, e vorba de sistemul întreg. Deci de astăzi tot sistemul este funcțional, nu numai centrul. Este o deosebire foarte mare, pentru că un centru poate funcționa, dar dacă sistemul nu funcționează, ești pasibil de amendă. Deci e vorba de investiții din fonduri europene, care, pe lângă faptul că ai angajat că vei închide toate depozitele, că vei construi acest CNIT, mai are un aspect foarte important și anume că trebuie să devină operațional. Dacă nu devine operațional, poți să dai banii înapoi. Din cele 32 de proiecte care au fost finanțate din post-mediu, în momentul de față, după cunoștințele mele, sunt doar două. Nu este județul Covasna. Restul colegilor se confruntă cu aceleași probleme cu care ne-am confruntat acum un an, acum doi ani, respectiv achiziții publice, contestații, CNSC, Curtea de Apel și așa mai departe. Noi am trecut de această fază și trebuie să recunosc, avem și un pic de noroc, din cele 32 de proiecte, suntem singurul proiect pe țară care ne-a păstrat salubriști.
La noi cele trei firme sunt, așa cum am spus, pe baricade, lucrează. Noi nu avem o problemă de la o trecere la alta. Este un avantaj pe termen scurt și mediu fantastic. Centrul este conceput în așa fel încât prima celulă va fi umplut cu deșeuri în 9 ani de zile, dar dacă noi respectăm legislația care între timp a intervenit că de a reduce cantitatea deșeuri, care este o lege deja, o normativă europeană, eu consider că vom trece de acești 9 ani. Și mai avem loc pentru două celule, deci în total 3 celule, pe hârtie 21 de ani, dar eu cred că vom ajunge la 30-35 dacă vom lucra bine. Adică să colectăm selectiv, să încercăm să compostăm biodegradabilul acasă, mai ales în mediul rural, și astfel reducem. Dacă nu reducem, suntem pasibili și de amendă, dar mai mult ne costă, pentru că acea taxă de care am mai discutat cu dumneavoastră din 2019 revine mai mult decât în 2020 crește, va pune o presiune foarte mare asupra populației. Și a spus și domnul președinte, repet și eu, noi suntem pregătiți să mai intervenim. Gabi Moiceanu a punctat foarte bine. Aceste proiecte au fost elaborate acum 10 ani. Noi trebuie să mai facem investiții în acest centru, o să vedem, poate accesăm fonduri. Dacă nu e vorba de investiție mare, acum facem calculele, e posibil ca Consiliul Județean din bugetul propriu să facă această investiție sau chiar parteneriate public-privat, pentru că în ultimul timp se folosește foarte mult acest lucru. Dar nu este tot una cât de mare va fi investiția, cu cât colectăm selectiv mai mult, cu cât lăsăm biodegradabilul cât mai mult, mai ales la rural, cu atât investiția este mai mică și cu atât populația va avea de plătit mai puțin. Pentru omul de rând, ce înseamnă ziua de azi, faptul că sistemul este funcțional? Este foarte greu de explicat, pentru că aceste investiții, v-am mai spus, nu sunt neapărat ca de mâine să simți pe buzunar. Pentru viitor este foarte important, pentru mediu este foarte important. Foarte mulți n-au fost la acele depozite neconforme, să vezi ce înseamnă să te afunzi în levigat de 2 metri pe lângă, unde se cultivau la 2 metri cartofi și a doua zi erau la piață sau știu altceva. Deci aceste investiții în primul și în primul rând contează pentru viitorul copiilor noștri, pentru a menține un mediu curat. Bineînțeles că dacă lucrăm bine în viitor, în 2019, în 2020, în 2021, putem avea și efecte care să fie simțite în buzunar. Pentru că nu este tot una ca să, după ce vine această taxă de 80 de lei și pe urmă 120 de lei, acest tarif să crească cu 3 lei sau să crească cu 30 de bani. Un 30 de bani eventual este suportabil. Un 3 lei este foarte mult. Pentru o familie de 4 persoane este enorm. Deci dacă aici este, dacă lucrăm bine, salubriștii lucrează bine, dacă ecobihorul lucrează bine, vom avea șansa de a reduce aceste creșteri obligatorii. Pentru că Uniunea Europeană impune și va trebui să selectăm deșeurile. E simplu. Cu cât selectăm anul, cu atât plătim mai puțin. Poate că reduce probabil.